Dimineața, ploaie, mergem să luăm pe Pan acum de acasă și mergem către Prestigio Brașov să-i vedem pe Iulius Paul, pe Carp. O să fie bine. De-abia așteptăm. Chiar dacă vremea nu ține cu noi, sunt convins că atmosfera și oamenii vor fi suficient de calzi încât să fac o atmosferă excelentă. Am luat și paharele, ne pregătim de decolare. L-am luat și pe Păniță cu mine. Să trăiți! Pană de aur. Aur. Și avem de petrecut, teoretic, dacă Waze-ul ăsta nu ne minte ca de obicei. Mamă, 2:40. 2:40. Așa că revenim să vedem întâi care-i treaba. Băieți, ciocănim spre Brașov. Mergem să-l vedem pe Eduard Carp și pe Iulius Paul. Mergem la un workshop foto-video de nuntă. Nu prea avem noi nevoie de workshop-uri, pentru că suntem oameni care avem niște cunoștințe generale foarte vaste. Telefonul sună în continuu cu ale sale notificări. Și mergem să ne revedem cu oamenii, să stăm de vorbă, să socializăm, să îi facem cheltuială lui Carp, că am auzit că face cinste. Da, și mie face chestia asta. Așa, i-am adus paharele, e dator, ești dator vândut, Iedule. Așa, cu tine, Paul, mă, mai înțeleg, eu nu-mi fac nicio problemă. O cafea te păcălești pe tine să dai. Ce să mai, băieți? Intrăm în haosul ăsta de București. Până la Brașov facem 2:38, 166 de kilometri. Ne apucăm de drum și mai venim cu update-uri. Deci, de-abia am aterizat și cred că am ajuns bine. Eu zic că am ajuns bine, dacă am aterizat acum, dar am înțeles că întâi le filmăm, așa, întâi le pozăm, le filmăm și după aia le mâncăm. Stai, ia ține-o. Nu, că nu mă descurc cu ea, ține tu. Se vede ciudat, mă, și am și fără cadre acum. Hai, mă, că ești frumos. Lolec și bolec. Nu, las că fac un... Așa, el vorbește mai târziu. Era ideea că, bă, nu m-a lăsat să discut. Nu mai pe un pic. Mă scuzați, n-am terminat ideea. Deci, întâi filmăm, după aia mâncăm. Așa ni s-a spus. Hai că vedem aici ce se întâmplă. Bă, ce atât de mult paparazzi sunt aici. Am mutat ăsta un pic să ne avem lumina de afară, da? Așa. Având în vedere că peretele din spate, alitele vă, te rog. Peretele din spate e destul de sec, da? Adică fac o poză și o arăt. Hai să vedem până aici. E nicerul de la Buckingham. Așa, pe rând, ca să întrebăm. Uite, dau cu bitul ăla, da? În cap. Deci, vedeți, avem lumina de la... Asta. Dau pe cald din lateral. Facem o lumină mai... așa? Nu cred că era așa mult, un pic mai așa. Bun, domnul Jean. M-a pus Carp să-i aduc lumina. Hai să vedem, am înțeles că vrea să aprindă un șemineu. Ia, să vedem ce vreau să facă pe aici. Sunt deja în jur de 50 de persoane, ceea ce este, sincer, bucurie mare. Da, dar ideea lui că dacă la mântă trebuie să vin de joi când plecați voi, nu? Sau când plecați? Cuțu, cuțu, habar n-am? Habar n-am, nu? Deci acum să înceapă partiu și o să începem cu petrecerea, da? Dar asta după ceremonie. Așa că acum
punem toți la masă, suntem îmbrăcați frumos, dăm geci jos, chestii, o să fim montaj, da? Toată lumea o să stea la masă și o să filmez și o să pozez doar eu și cu Eddie, da? Adică vă serviți de pe bufetul suedez, de pe candy bar, vă puneți, mâncați, liniștiți, da? Okay. Important e că am ajuns la timp. Deci cum am ajuns noi, se mănâncă. Gata, eu nu mai am nimic de zis. Am spus că au filmat, au pozat masa și trecem la subiect. Terminăm masa. Suntem de câteva ore, am montat lumina, s-a tras deja, au tras cadrele exterioare, lumea începe să se joace, am montat și difuzia. Avem acolo lumina principală care dăm perete, între timp o să vină și decorul. Se întâmplă lucruri și avem de treabă. Mai aproape de mine puțin sticlă, mai aproape. Ioi, domnule, ce mai uită-te la ea așa. Uită-te la ea, savurez. În timp ce Pană face chestia aia, aici este un workshop în desfășurare. Sunt fotografii la rând, au fost până acum videografii și, bineînțeles, la sursă de lumină avem null light. Ok. Bun. Da? Așa, să vedem profilul bun. În tot dansul ăsta să aveți măcar un cadru. Da. La foto, la video un story. Exact. Adică trei, secvențe de trei. Ții un pic la videograf. La videograf, v-ați văzut deja. Eu, practic, aveam cadru. Aveam un cadru simetric white. După aia fugeam pe detalii și așteptam să am acțiunea. Ei bine, deja ne-am apucat 9 seara, suntem aici încă în locație. Noi astăzi am ajuns mai târziu, eu cu Bogdan. Ce să vă spunem, workshop-ul este absolut fabulos aici, este ziua 2 și este reprodusă o nuntă de 1 la 1, adică cu formație, cu mit, cuplu, a fost și o oficieră a stării civile. Sunt impresionat pentru că sunt foarte mulți oameni și mâine urmează să mai vină o parte din oameni. Este pur și simplu impresionant ce a făcut Eduard Carp alături de Iulius Paul și felicit pentru că de aici din spate sau aici în teren lucrurile sunt absolut wow. Sunteți stari băieți. Ne-am trezit la petrecere! E totul perfect! Am băut doar apă! Ne simțim bine! Vă așteptăm pe canal! Subscribe, da, vă așteptăm! Dansați? Dansați la mine! Băi, mi-am făcut-o cu mâna mea, dar bine, eu, na, bugetul firmei, am zis să nu dau gaură. Și am ajuns la un hotel, nu știu, de el avea trei margarete, dar eu, vai de steaua lui, arată-mă cum face patul. Deci patul ăsta arată, băieți, extraordinar. Are recul. La modul, dacă te arunci în el, stați să vă arătăm. Se iau una bucată. Bă, spargi capul, nu? Bă, spargi capul. Fiți-ați. Bă, nu. Fiți-ați zveți. Hai, 1, 2, 3 și... Deci cui sare în pat, ești de bun, mă. Bă, e târziu. Ne vedem a doua zi, dar e Caterinca. Ei bine, cu ceva emoții am montat și sculele, le-am pregătite, trebuie să vină oamenii, sunt pur și simplu aici, avem Namlight, Ergebelink, AT Mini Pro, 95 de la Panasonic, AV Matrix, Atomos, Panasonic și bineînțeles seria Namlight este de nelipsit în prezentările noastre, așa că... Avem ceva emoții și așteptăm oamenii. Până acum, prima zi de workshop de ieri a fost excelentă, sincer. N-am văzut așa ceva în România în ultimii 10 ani și mă bucur și repet felicitări pentru Iulius și pentru Carp că au realizat un astfel de eveniment.
Să le trag un pic să am mai mult din ce... din ce să tai, dacă o să ne văd. Așa... Sper să-l văd, asta vreau să văd. Am și zis, eu vin la o nuntă numai să eu să stau din col să-l văd pe el ce face, atât. E bine, doamnă și domnul, a fost un workshop extraordinar. 3 zile pline de muncă, sincer, mă așteptam să nu fie atâta muncă, dar mă bucur. Mă bucur că se văd rezultatele celor doi organizatori principali, al lui Edi și al lui Iulius Paul, da? Și le mulțumesc cu ocazia asta. Vă mulțumesc și vouă că m-ați urmărit. Iar acum drum bun. Părăsim Brașovul foarte, foarte fericiți și vă mulțumim că ați participat și ați venit să ne vedeți. Pe data viitoare. Și e un import. Și pentru o familie poate să fie un salariu unui singur membru pe care ar trebui să-l dea la această creșă.